Decizia politică de schimbare a managerilor culturali de la instituțiile subordonate Consiliului Județean Neamț a transformat plenul Consiliului de săptămâna trecută într-o arenă de circ, în care actorii politici au oferit nemțenilor mostre de ipocrizie, politică dusă la extrem și de manipulare a opiniei publice. Încercarea de intervenție a societății civile n-a avut niciun sort de izbândă în fața președintelui Consiliului Județean Ionel Arsene, care a încercat să-l domine și să-l intimideze pe Adrian Carabelea, președintele Asociației Sens Civic, care a făcut apel la consilierii județeni să nu umilească oamenii de cultură de valoare prin destituirea acestora din funcțiile de manager ai unor instituții culturale de referință doar pe criterii politice. Ceea ce vreau să fie o rugăminte personală adresa tuturor să nu îngenunchiați cultura, se transformă într-o concluzie până la urmă. S-a întâmplat și am asistat de pe acest lucru. Cei care au stat pe mari, au asistat de pe timp. Domnul Carabelea, îmi cer scuze, o să vă întrerup un pic. N-am genunchiat nimeni în cultură. Am văzut și întâmplător am urmărit ce față dumneavoastră. Față de meeting-uri și de inducerea opiniei publice spre o concluzie greșită. Domnii manageri despre care dumneavoastră amintiți au avut de trecut un test. A fost o comisie. Sigur că au fost discuții pe... Ascultați-mă și vă dau și dumneavoastră cuvântul după. Sigur că au fost discuții pe marginea asta. Nici președintele Consiliului Județean și nici nimeni nu își permite să intervină într-o comisie de examinare. Noi vorbim aici despre un examen. Nu s-a pus problema și nimeni nu a contestat calitățile artistice, culturale ale acestor oameni. A fost o evaluare asupra managementului acestor instituții. Dacă dumneavoastră credeți că veniți în plenul Consiliului Județean să ne spuneți nouă că nu prea știm, sau comisiile nu prea știu să facă examinări, de fapt nici nu știu ce vreți să faceți, dar o să vă ascult, vă rog. Doamne, trește, nu, am vrut să știu care sunt criteriile de evaluare și dacă nu cumva, unul dintre criteriile după care se dovedește sau se observă capacitatea managerială este afinitatea politică. Fiindcă mie, din ce am studiat, din cele patru evaluări pe care le-am observat pe pagina Consiliului Județean Neamț, este destul de clar acest aspect. Uitați-vă, vă rog, la nominalizările pe care plenul Consiliului Județean le-a votat astăzi. Dacă îmi spuneți că a fost vreo numire politică, haideți să o luăm pe doamna Gianina Cărbunariu, un om extrem de apreciat în lumea artistică, un om de excepție. Nu știu să aibă nici carnet PSD, nici carnet de liberal, nici de un fel. Vrem să facem din teatru tineri... calitatea umană și profesională a persoanelor care ați decis să conducă. Eu nu cred că vreți să faceți practic de influență în plenul Consiliului Județean să-mi spuneți că cineva era mai bun și că președintele ar trebui să intervină, să nu fie, n-am să o fac și nici nu voi face. Nu înțeleg demersul dumneavoastră. Mi se pare un abuz faptul că cele trei destituiri nu sunt motivate de niște elemente concrete. www.cjnneamț.ro și o să vedeți motivația acolo, este publicată tot, da, încă o dată. Domnul Carabelea, mai avem 3 ani până la următoarele alegeri, știu că vă place să mă auziți și la televizor și în presă, dar e suficient. Consilierii județeni au primit toți rapoartele, a fost totul publicat. Reamintim faptul că o comisie de examen coordonată de vicepreședintele Consiliului Județean Laurențiu Dulamă a examinat pe managerii în funcție ai Teatrului Tineretului, actorul Liviu Timoș, al Complexului Muzeal Județean Neamț Iulian Gherca și a scriitorului Adriana lui Gheorghe de la Biblioteca Județeană Chirileanu, care au fost notați cu note sub 7, pentru a se putea justifica decizia politică de înlocuire a acestora. Acest gest politic a stârnit un val de proteste în întreaga lume culturală din România, care a rămas stupefiată și nu a putut înțelege rațiunile pentru care un grup politic aflat conjunctural la conducerea județului, intră cu bocancii în cultura nemțeană, permițându-și politizarea acestor instituții pe care o neagă cu o ipocrizie de neimaginat. E drept că posturile de manager au fost ocupate de oameni valoroși și ei din punct de vedere profesional, dar parcă e revoltător modul în care s-a înțeles că oamenii de talia unui Adriana lui Gheorghe și a unui Liviu Timuș pot fi terfeliți și umiliți în asemenea hal.